câteva cuvinte despre formația reușită la Parlamentul European. Bună ziua, vă salutăm și vrem să vă prezentăm în urma rezultatelor obținute de cei doi sportivi ai SCM Craiova, secția de Kempo, rezultatele de la campionatul european de Kempo. În stânga mea este, începem cu juniorul, Sandu Ștefan, sau Shaolin, așa cum îi spunem noi. În dreapta este Iancu Ionuț, sau Tănculeț, așa cum este cunoscut. Campionatul european s-a desfășurat în perioada 7-14 octombrie anul acesta în Turcia, la Antalya sau în Antalya, și a cuprins mai multe probe la care sportivii noștri au participat. Ioane, poate îmi dai niște date sau ne dai niște date. Practic, ei au participat cu lotul național, au fost selecționați, eu am stat cu mintea acasă. Au fost probe de semi-Kempo, probe de submission, knockdown, full Kempo. Vă dați seama că încă nu am putut să luptăm pe toate, pentru că încă nu ne-am obișnuit cu acest stil de luptă în totalitate. Eu am luptat la submission, ceea ce cuprinde un fel de luptă greco-romane, efectiv un fel de wrestling. Și am avut încă două competiții la full Kempo, pe Euroasia și Europa, unde desigur am un argint și un aur. Poți să menționezi full Kempo ce... Full Kempo este o combinație între ceea ce fac eu, doar că mai avem și proiectare la sol. Adică lupta în picioare cu proiectare la sol, da. Plus faptul că trebuie să-l menții la sol timp de... 20 de secunde. 20 de secunde. Dar este ceva nou pentru noi, vă dați seama, este prima dată când luptăm pe stilul ăsta de genul ăsta de luptă, datorită și faptului eroarea pentru care am luat argintul. Este și o mică povestioară, am intrat în ring, în finală, am conectat două lovituri, l-am pus pe adversar jos. Eu fiind profesionist, în capul meu, după orice numărătoare, runda este câștigată. Ai considerat că conduci cu 10 la 8? Da, am considerat că conduc cu 10 la 8, adversarul s-a ridicat. Am preferat să nu continui să lupt, pentru că mai am competiții și așa mai departe, și am spus să stau să mă relaxez pentru următoarele meciuri. Și așa adversarul meu neașteptat a luat niște puncte, fără să-mi dau seama, și a câștigat în meciul. Este, practic, este o chestie amuzantă. Tu, da, ai venit cu două medalii de aur la... Submission, full Kempo Euro, Europa și Euroasia argintul. Ai mai făcut un gest deosebit la urmă? Da, am problema. Am problema asta, sunt prea bun la suflet și trebuie să o schimbăm, că cel puțin în ring trebuie să scăpăm de ea, pentru că oarecum am de pierdut, după cum se vede. Ne-a dat emoții acolo. Am pierdut aurul. Ne-a dat emoții pentru că arbitrii tot evaluau ce trebuie să facă în momentul ăla. Firește că nu era o problemă, revenind la meciul din Dynamite, la calificarea din semifinală, nu era o problemă dacă continua sau era extra round-ul, practic abia te încălzise. Nu avea cum să fie extra round, pentru că toate galele din lumea asta de care se respectă, două numărături rezultă 10-7, ceea ce doar cu încă o numărătoare pot să... Nu inventăm noi kickboxing-ul. Sunt niște reguli. Cum ne luăm? După cei mai buni. Dacă cei mai buni fac așa, faci și noi la fel. Nu putem să inventăm noi un regulament nou sau un stil nou de puncte. Destul de greu, să știți. Destul de greu. Eu fiind striker, să mă acumulez la lupta la sol, este un efort foarte mare pe care echipa de Kempo SCM Craiova îl face. În continuare. Mai mult romane, nu. Grecul nu. Nu, momentan nu. Nu, îl avem pe antrenorul secund, pe Florin Toncea, care se ocupă de partea de, și de partea de sol, însă el vine din Santa, din Ușu, și atunci se adaptează, se mulează sistemul de antrenament. Să nu-l neglijăm și pe Cristi. Este prima lui participare la un campionat european
Vii după un an și jumătate de experiență și rezultate în cadrul campionatelor naționale de Kempo, da? Și pentru tine poți să ne povestește-ne ceva, cum a fost, cum te-ai văzut? Eu m-am luptat pe semi, contact și full. La două probe. La două probe. Da. Care dintre ele ți-e mai la îndemână? Sau... Semi-ul a fost mai ușor, fiind doar să atingem adversarul, să nu dăm daună. Da. Și la full am fost în finală, obținând locul 1 pe... la amândouă probele. Cum a fost, practic, ați mers în drum de 26 de ore? Cum a fost pentru tine? A fost foarte frumos drumul. Să stăm jos 26 de ore pe scaun în autocar. Mai bine decât oamenii. Da, foarte, foarte bine. Cum te-ai simțit? A fost prima ta competiție majoră? Ce ai simțit înainte? Cum te-ai pregătit? Așteptai să câștigi? Păi mă pregătesc pentru competițiile europene, mondiale, de un an și jumătate de când am intrat pe sistemul acesta de Kempo. De atunci tot mă pregătesc să mă duc la campionatele europene și... Și să nu uităm că a fost cu Iancu, adică și cu ceilalți colegi din lot, adică ca în orice relație sau prietenie se transferă această siguranță. Pentru că discutăm amănunte și Cristi povestea că în finala de la full, da, și-a analizat adversarul și a fost foarte sigur de faptul că îl va învinge, în ideea că pregătim la antrenamente, pregătim foarte mult partea de strategie, de distanțe, de, mă rog, sunt ceva amănunte. Cristi, sunt mai buni străinii ca românii? Se pare că nu. Nu. Pentru că ai participat la campionatele naționale, cum i-ai văzut în comparație cu cum sunt luptătorii români? Românii sunt mai ambițioși și muncesc mai mult, cred, decât străinii. Dar povesteai ceva de delegația iraniană, că da, iranienii sunt foarte buni pe sol și pe lupta în picioare. Au venit pentru câștig acolo, nu... N-au avut ezitări în sensul ăsta. Da. Este o experiență extrem de... Pentru noi, cu Cristi, este o experiență de îmbunătățit în ideea că planificăm sau vedem pe viitor să participe și la campionatele de MMA. E foarte deschis, se adaptează foarte repede, îi place și partea de sol, așa că posibil că data viitoare vei lupta pe mai multe categorii. Ai ceva de adăugat? Nu, eu sau te rog. Ionuț, da. Acum n-aș vrea să fiu obraznic față de cineva sau față de nici față de mine măcar. Ne stabilim țintele și mergem, suntem siguri de ținte. Adică atunci când o echipă este fixată asupra unor obiective, firește că ne luăm și toleranță, dar toleranța e foarte mică, nu punem presiune foarte mare pe sportiv, nici ei nu pun presiune, însă în cazul lui Iancu, el știe foarte clar ce vrea și nu prea își permite să argintul, e așa un fel de hai, merge și argint. Nu este o laudă, este practic consecința unei munci continue. Chiar asta discutam adineori cu un coleg de-al nostru de la SCM, legat de partea de recuperare, să ne fixăm și noi, după această perioadă, o ședință de recuperare. Deci este o muncă continuă, este și nu atât fizic munca, cât pe segmentul psihic mereu discutăm, mereu analizăm, mereu observăm, mereu aducem permanent îmbunătățiri, astfel încât să putem să acoperim toată zona din Kempo, deoarece încrederea pe care ne-a oferit-o și Hana Mato Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, este una deosebită și nu numai pentru noi, pentru toți antrenorii și toate echipele din țară, și atunci firește că îți dorești foarte mult să confirmi acest lucru.
Pe de o parte, pe de altă parte, noi discutăm într-un cadru mai restrâns despre SCM Craiova, secția de Chempo, însă să nu uităm că delegația României a fost foarte mare, așteptăm și noi datele oficiale. România s-a calificat din nou, ca și la mondiale, pe locul 1. Și lucrul acesta spune foarte, foarte mult. Înțeleg că... Poftim? Da, da, s-a clasat pe locul 1. Cât de greu ți-a fost Iancu revenind după semifinal în Danemarca din show, stând doar o săptămână de repacere, cât de greu ți-a fost ție ca antrenor, că o să vină și întrebările pentru el? Acum tu știi particularități, Bogdane, și probabil de asta mă întreb, încerc să scot cam tot ce există extra în viața mea și să rămân acolo fixat asupra țintelor, deoarece la finalul acestui an ne așteaptă finala din Dynamite și nu de alta, dar suntem obișnuiți să câștigăm și nu ne dorim să se întâmple altfel. De altfel, în noi nici nu există acest vreo stare de oscilație, asta vreau să spun. Pe de altă parte, greu... Nu știu, că nu reușesc să mai ies din chestiile astea. Cred că Iancu ar putea să vă spună și el niște amănunte, pentru că eu pot să povestesc din postura mea de antrenor și de modul în care mă fixez asupra obiectivelor, în care încerc să le transmit lor aceste fixații și nu numai, dar ținând cont de diferența de vârstă și experiență, de procedurile de viață pe care le are fiecare, încerc să-i și țin oarecum să fiu omul rău și să-i țin acolo, știi? Deci, Ane, cum ai... Cum vezi? Nu prea vă iese chestia cu omul rău, că nu vă caracterizează degeaba. Da, dar trebuie să stau pe capul vostru în ideea asta, știi? Este cel mai bun psiholog când vorbesc cu antrenorul prin mesaje, îmi vine să arunc telefonul undeva, să închid cu cheia și să pierd și cheia. Așa ca o glumă. Este greu, vă dați seama. Este foarte greu, vin după o semifinală, nu am timp de relax, nu am timp de pauză, trebuie să stau focusat pentru europene. Ca și exemplu, în timpul acestui an, după moartea tatălui meu, la câteva zile a fost nevoie să lupt. Nu avem scuze, nu avem pauză, lumea nu vede chestiile astea, nu vede orele de antrenament, nu vede orele de frustrări, toate sacrificiile. Și ceea ce mă întristează cel mai mult este că observ că lumea nu apreciază ceea ce facem noi. Noi ca sport, suntem un sport foarte complet. Și experiență de internațională, cum ai caracterizat? Pentru că ai câștigat campionul, campionul mondial de Chempo, acum a doua experiență. Ce a fost diferit? Nu a fost nimic diferit. Ne-am deplasat, da, a fost diferit când ne-am deplasat cu autocarul și n-am mers cu avionul. Dar aceeași chestie, mergem, ne echipăm, stăm la coadă, ne batem, ne luăm medalia, venim acasă, continuăm antrenamentele. Nu este nimic diferit, asta este o simplă rutină. Revenim puțin la acest, care e numele lucrurilor? De ce simți asta și ce simt pentru că eu ca sport... Din punct de vedere financiar, poate? Din punct de vedere al social media, stau foarte mult pentru că, din păcate, trebuie să fim activi pe social media și trebuie să ne promovăm singuri. Și observ că sportul pe care noi îl facem nu mai este, sau cel puțin nu este în momentul de față, la fel apreciat cum este în afară. Aici pot să vă dau un exemplu foarte clar și nu vreau să intru în amănunte, pentru că știți despre ce e vorba. Noi, ca și luptători, suntem un sport complet. Noi ne folosim și de alergare, facem și sprinturi, facem și sală de forță, facem și crossfit, ceea ce face orice sportiv, pe orice nișă. În schimb, noi primim niște lovituri și niște pumni în cap, diferit de alte sporturi. Eu, ca sportiv, pot să mă pliez pe orice sport. În schimb, restul sportivilor nu pot să vină să-și apom și picioare în cap cum iau eu. Și de aceea fac un apel la toți oamenii care urmăresc această emisiune, la toți oamenii care urmăresc sportul. Îndreptați-vă un pic și către sportul noastră, pentru că sunt foarte multe sacrificii. Ne batem cu mâinile rupte, ne batem cu fisuri pe oase, ne batem cu dureri musculare, nu ne vedem familiile pentru cantonamente și așa mai departe. Sunt foarte multe stări psihice, pentru că trebuie să te pregătești, intri să te lupți. Poți să ieși cu o comoție cerebrală. Uite, spre exemplu, cum a fost ultimul meu meci, adversarul meu nu mai știa pe ce planetă trăiești. Poți să nu mai ajungi și acasă să-ți vezi familia, ca în orice alt sport, desigur.
De aceea cer și fac un apel, uitați-vă și către noi, pentru că suntem și noi sportivi și suntem și noi aici și muncim foarte, foarte mult și chiar facem foarte multe sacrificii. Și nu numai, dar reprezentăm cu mândrie atât zona în care locuim, cât și țara. Iar obiectivele noastre nu se finalizează aici sau suntem abia la începutul muncii noastre, mai ales că Cristi reprezintă o generație de 14, 15, 16, 17 ani care vine din spate, sunt în spatele lui, sunt și alți sportivi de același nivel, să știți, însă asta a fost norocul sau soarta lui ca să fie recunoscut și selecționat. Pe de altă parte, Iancu, care anul ăsta faci 25 sau 26? 25 de ani. 25, da. Care împlinește 25 de ani și e abia începutul. Adică nu e nimic extraordinar în medaliile astea. Ele fac parte dintr-o mare echipă națională, cea de Kempo, care reprezintă la cel mai înalt nivel România. De aceea, așa cum spune el, de recunoașterea aceasta, mai e vorba și de o altă recunoaștere, acești juniori și acești copii încă nu pot să-și primească bursele de merit datorită unor factori de decizie din cadrul agenției de data aceasta a sportului, care i-a exclus, adică au mers doar pe direcția jocurilor olimpice, a sporturilor care sunt la olimpiadă, fără să realizeze că, de fapt, chestiunea asta cu olimpiada e ca OMS-ul, adică e o chestie privată, nu e una, e o poantă, nu este una de stat, un amănunt. Ori aceeași muncă sau cel puțin aceeași muncă, de fapt, în realitate e mult mai multă muncă, gândeam același lucru pe care îl gândea și Iancu, faptul că noi pentru familii suntem niște, eu știu, vizitatori, poate. Și acasă când mergi să-ți faci planul de odihnă, de alimentație și alte și alte lucruri, tocmai pentru a reuși să reprezentăm și zona noastră și țara la cel mai înalt nivel. Vreau să profit de această situație să mulțumesc oficialităților pentru sprijin și pentru încrederea pe care a avut-o în noi. Și pot să anunț de pe acum că în luna următoare, pe 4 noiembrie, avem campionatul național de Kempo full, iar pe 21 noiembrie campionatul național de Kempo K1, urmând ca pe 26 noiembrie în Italia, doi sportivi juniori să debuteze în galele profesioniste, iar încă un senior, e vorba de Iisuf Mihai, să lupte pentru un titlu european. Adică Sandu Cristian și Andrei Pătru vor debuta, iar Iisuf va lupta pentru acest titlu. Urmând ca urmează perioada de reluare a pregătirii, o să începem cu o recuperare, nu? Practic. Cu toate că noi n-am început treaba de zilele acestea. Și după aceea, cu siguranță, un stagiu de pregătire. Avem nevoie de o ieșire, genul la munte, unde să fim izolați de orice. Și apoi sparingurile, tot ceea ce urmează în antrenamentele de forță, tot procesul care urmează. Din partea mea, vreau să-i felicit pe sportivi, mai ales că pot să spun că Iancu a fost capitan de echipă și a fost cu Shaolin, adică l-a ajutat de la colț. Pe de altă parte, să le mulțumesc lor ca oameni, ca ființe și să-i asigur de cele mai bune lucruri care vor urma de acum încolo.